Capitolul 9. Copiii învață jucându-se. Într-o zi, tata și cu mine urmăream cum se jucau doi pisoi. Se mușcau de gât și de urechi, se zgâriau, se scuipau și uneori se loveau unul pe celălalt. Dacă nu am fi știut că se joacă, am fi putut crede că se băteau. Tatăl meu deștept a spus, pisoii se învață unul pe celălalt cum să supraviețuiască, au aceasta în gene. Dacă am abandonat pisicile și nu le-am mai dat de mâncare, ceea ce învață acum le-ar menține în viață în sărbăticie. Învață să se descurce jucându-se. Oamenii învață în același fel. Tehnici de supraviețuire financiară pentru lumea reală. Unul dintre lucrurile cele mai grele din câte am avut vreodată de făcut a fost să-mi închid fabrica să-i eliberez din serviciu 35 de angajați loiali. Am scris despre acest caz personal din timpul anilor 70 într-o altă carte. Am fost nevoit să închid fabrica deoarece nu îmi permiteam să concurez cu Asia și Mexic. Costurile muncii și impozitele erau prea mari. În loc să mă lupt cu concurența, am hotărât să mă unesc cu ea, ceea ce a dus la mutarea fabricii mele peste hotare. Eu am câștigat, dar angajații mei au pierdut. Când sunt întrebat de ce scriu despre bani, deși nu am nevoie de ei, mă gândesc adesea la despărțirea de angajați din acea zi și nu am nevoie de alt motiv. Când am închis fabrica, îmi plăteam lucrătorii cu mai puțin de 3,50 de dolari pe oră. Astăzi, după mai bine de 20 de ani, aceiași muncitori ar câștiga doar puțin peste 5 dolari pe oră sau salariul minim. Poate că, între timp, ar mai fi primit sporuri salariale, dar nu cred că sporurile ar fi adus vreo schimbare majoră. Singura tehnică de supraviețuire pe care și-o vor fi dezvoltat, chiar câștigând mai mulți bani, ar fi să meargă din slujbă în slujbă, să muncească din greu și să încerce să facă mai mulți bani. Așa cum a învățat tatăl meu bogat, banii singuri nu te fac bogat. După cum un loc de muncă sigur nu te va face neapărat să te simți în siguranță. Pentru a supraviețui financiar și a se simți în siguranță din punct de vedere financiar, oamenii trebuie să deprindă tehnici de supraviețuire financiară înainte de a intra în lumea reală. Dacă nu le-au deprins înainte de a intra în lumea reală, acestea are de oferit copilului dumneavoastră alte lecții despre bani. Iar astăzi, acesta include sistemul de învățământ. Nu numai că în ziua de azi tinerii pleacă din școală cu datorii pe cardurile de credit, dar mulți termină școala cu datorii de la împrumuturile școlare. Este important să vă învățați copiii cât de timpuriu cum să-și administreze banii. Și cel mai bun mod de a le preda aceste deprinderi este joaca. Fiindcă se pare că prin joacă a vrut Dumnezeu să învețe toți micuții, chiar și pisoi. Distrați-vă învățându-i pe copii să fie bogați. Am învățat atât de multe despre bani de la tatăl meu bogat, deoarece el făcea ca învățarea să fie distractivă. Juca mereu jocuri și nu încerca să-mi bage informațiile cu forța pe gât. Dacă nu aveam chef să învăț ceva, mă lăsa să trec la ceva ce mă interesa mai mult, ori făcea mai interesant subiectul pe care încerca să-mi-l predea. Avea de obicei ceva tangibil din lumea reală, ceva fizic ce se putea vedea, atinge, pipăi ca parte a lecției. Și, cel mai important, nu a încercat să-mi înfrângă spiritul. În schimb, mi-a încurajat spiritul să devină mai puternic, nu mai slab. Când făceam o greșeală, mai curând mă provoca să învăț lecția decât să-mi dea răspunsul corect. A avut răbdarea de a mă învăța cu dragoste. Și-a dat toată silința să scoată la suprafață copilul deștept din mine, în loc să mă perceapă ca incompetent sau încet, ori să mă eticheteze drept un copil cu deficiențe de învățare din cauza faptului că îmi lua ceva mai mult timp până înțelegeam ceva. M-a învățat ținând cont de viteza și de dorința mea de a învăța, fără a-mi impune luarea unui examen. În mod sigur, nu l-a interesat să intru în competiție cu alți copii pentru notele cele mai bune, așa cum și-ar dori alți părinți. Tatăl meu adevărat m-a educat în același mod. Profesorii au nevoie de o mână de ajutor. Sistemul actual de învățământ nu le permite profesorilor să predea în acest fel sau să le acorde copiilor atenția necesară.
Sistemul vrea ca profesorii să-i treacă pe copii de-a lungul unei linii de producție în masă. Sistemul de învățământ este o fabrică în care se lucrează respectând un plan de producție, nu planul de învățare al copilului. Mulți profesori au încercat să schimbe sistemul, dar, după cum am mai spus, sistemul educațional este un aligator, o creatură menită să supraviețuiască, nu să se schimbe. De aceea, temele pentru acasă ale părintelui și ale copilului sunt atât de importante, mai importante decât temele aduse de copil de la școală. Le-am auzit pe un profesor de la o universitate de renume afirmând: pe la vârsta de 9 ani știam deja dacă un copil se va descurca bine în sistemul nostru sau nu. Știam dacă are calitățile pe care le dorim și dacă era suficient de deștept pentru a se încadra în rigorile sistemului. Din nefericire, nu avem un sistem alternativ pentru copiii care nu sunt făcuți să treacă prin sistemul nostru. Când eram copil, casa noastră era plină de oameni ce aparțineau lumii învățământului. Oameni foarte buni. Casa tatălui meu bogat era plină cu oameni din lumea afacerilor. Și aceștia erau oameni foarte buni. Dar aș putea spune că nu erau neapărat aceiași oameni. Dați-vă și dumneavoastră un start financiar. Când eram mic, multă lume mă întreba dacă aveam de gând să urmez cariera tatălui meu, să devin profesor. Îmi amintesc că răspundeam: în niciun caz, eu voi intra în afaceri. Peste ani am descoperit că, de fapt, îmi place foarte mult să predau. În 1985 am început să predau cursuri despre afaceri și investiții pentru întreprinzători și am fost încântat. Mi-a plăcut să predau fiindcă am predat după metoda folosită de mine pentru a învăța. Cel mai bine învăț prin jocuri, competiție cooperantă, discuții de grup și lecții. În loc să pedepsesc greșelile, eu le-am încurajat. În loc să le cer cursanților să ia examenul pe cont propriu, le-am cerut să dea examene în echipă. În loc de liniște, sala frământa de zgomotul discuțiilor și de muscul rock and roll din fundal. Astfel spus, întâi acțiuni, după aceea greșeli, apoi lecții și râsete în final. Cu alte cuvinte, am folosit o metodă de predare opusă celei utilizate în sistemul școlar. Am predat în stilul în care m-au învățat cei doi tații mei. Am descoperit că mulți alți oameni au preferat să învețe în această manieră și am câștigat o mulțime de bani ca profesor, taxa de participare ridicându-se adeseori la câteva mii de dolari de cursant. Am aplicat stilurile de predare ale celor doi tații mei, folosind și lecțiile despre bani și investiții ale tatălui meu bogat. M-am trezit angajat într-o profesie în care jurasem că nu voi intra niciodată. Dar dacă am ajuns în domeniul pedagogic, m-am adresat persoanelor care învățau în felul meu. După cum se spune în afaceri, găsește o nișă și o ocupă. Am găsit o nișă foarte largă, nișa oamenilor care își doreau ca educația să fie un proces antrenant și distractiv. Punând bazele acestei instituții de instruire pe la mijlocul anilor 80, soția mea Kim și cu mine, am căutat alți instructori cărora le plăcea să predea în aceeași manieră. Prima noastră cerință pentru instructor a fost ca aceștia să fie oameni realizați în lumea reală și să le placă să predea. Astfel de oameni sunt greu de găsit. În lumea reală există multe persoane cărora le place să predea, dar nu toate au succes în afaceri, bani și investiții. Există de asemenea oameni care se pricep la bani și la afaceri, dar nu sunt profesori buni. Pentru noi era esențial să găsim persoane dotate cu ambele calități. Studenți geniali. Am avut privilegiul de a studia cu un om renumit, Dr. Buckminster Fuller. De multe ori se spune că este cel mai realizat american din istorie, fiindcă nimeni nu deține mai multe patente decât el. Și mai des îi se spune genul prietenos al planetei. Este recunoscut drept un arhitect de seamă de către Institutul American al Arhitecților, deși nu a fost arhitect. Universitatea Harvard îl pomenește adesea ca pe unul dintre cei mai apreciați absolvenți ai țării, dar Fuller nu a absolvit la Harvard. A fost exmatriculat de două ori și nu a terminat niciodată. În timpul uneia dintre săptămânile în care am discutat cu el, Dr. Fuller a spus: studenții vor fi genii dacă profesorul știe despre ce vorbește.
Treaba noastră nu era să găsim un profesor. Treaba noastră era să găsim oameni care știau despre ce vorbeau și îi încurajam să predea. Predând, devii mai deștept. Dincolo de plăcerea pe care am găsit-o în a preda și de mulțimea banilor câștigați în acest fel, am descoperit ceva mai benefic chiar decât distracția și banii. Am descoperit că predând învățăm mai mult. Când predam, eram nevoit să sondez adânc în mine însumi pentru a găsi lecțiile de care avea nevoie clasa. Am învățat mult din interacțiunea dintre participanți, fiindcă ne împărtășeam punctele de vedere și descoperirile. Datorită acestui fenomen, le recomand părinților să-și facă timp să-și educe copiii, fiindcă adeseori părintele învață chiar mai mult din acest proces. Dacă un părinte vrea să-și îmbunătățească situația financiară personală, una dintre modalitățile sale este să caute idei financiare noi și să le transmită copilului. Căutați idei financiare noi înainte de a le transmite copiilor vechile dumneavoastră idei despre bani. Mulți oameni au probleme financiare deoarece folosesc idei financiare vechi, adeseori moștenite de la părinți. Apoi transmit aceleași idei învechite copiilor lor. Aceasta ar putea explica de ce săracii rămân săraci, iar cei din clasa de mijloc muncesc din greu și se înglobează în datorii imediat ce termină școala. Fac doar ceea ce au învățat de la părinții lor. Prin urmare, una din căile cele mai bune de a învăța ceva este să le predai altora ceea ce vrei să înveți tu. După cum ne învață la școala de duminică, dați și veți primi. Cu cât investiți personal mai mult timp în educația financiară a copiilor, cu atât veți deveni mai deștepți cu toții. 3 pași spre învățare. Tatăl meu bogat m-a învățat despre bani în 3 pași. Primul pas, desene simple. Educația mea a început cu desene simple și cu punerea accentului pe înțelegerea definițiilor. Al doilea pas, joacă. După cum am mai spus, eu învăț cel mai bine jucând, așa că, timp de câțiva ani, tatăl meu bogat ne-a pus să completăm în joacă situații financiare. Uneori, când jucam Monopoly, ne punea să ne folosim cele 4 căsuțe verzi și hotelul roșu și să le trecem pe situațiile noastre financiare. Al treilea pas, viața reală. Viața reală a început pentru Mike și pentru mine în jurul vârstei de 15 ani, când a trebuit să ne completăm situațiile financiare și să-i le dăm tatălui bogat. Asemenea, oricărui profesor bun, el ne punea note, ne arăta unde am pus bine și unde se putea face mai bine. Am continuat să mă educ să completez situații financiare în viața reală pe parcursul următorilor 40 de ani. Cum să începeți să vă învățați copilul despre bani? Le recomand celor mai mulți părinți să înceapă de la al doilea pas. Deși tatăl meu bogat a început cu noi de la primul pas, desenele, aș fi precaut în predarea unor noțiuni abstracte, cum sunt declarațiile de venit și balanțele contabile. Când folosesc desenele cu unii adulți, ochii li se încețoșează. De fapt, nu m-aș apuca de primul pas până când nu aș fi sigur de interesul copilului pentru a învăța asemenea concepte. Eu am fost instruit în maniera prezentată deoarece eram curios și aceasta a fost succesiunea aleasă de tatăl bogat pentru mine. Am sugerat să se înceapă cu jocul Monopoly. Am observat că unor copii le place jocul, în timp ce alții îl joacă, dar nu sunt realmente interesați de subiect. Mulți dintre prietenii mei investitori sau antreprenori îmi spun că au jucat și ei Monopoly și au fost fascinați de el. În absența acestei fascinații, nu i-a silit pe copii să învețe despre bani, investiții și cu atât mai puțin despre situațiile financiare. Cash flow pentru copii. În 1996, după ce am creat Cash Flow 101, un joc care preda adulților principiile situației financiare, reacția pieței indica nevoia de un joc similar pentru copii. În anul 1999 am lansat Cash Flow pentru copii. Jocurile noastre sunt singurele jocuri care învață pe copii bazele situației financiare, foaia matriculă a copilului după ce termină școala și administrarea fluxului monetar. O schimbare de atitudine. Dave, un profesor foarte inovator din Indianapolis, Indiana, a început să folosească Cash Flow 101 la casele lui de liceu și a avut un succes
extraordinar. El a observat că jocul a schimbat atitudinea față de viața a multora dintre elevi. Despre unul anume, Dave ne-a povestit că era pe punctul de a rămâne repetent din cauza notelor proaste și a absențelor numeroase. Jocul Cash Flow i-a adus o mare schimbare în viață, folosind chiar cuvintele elevului. Dintr-un petrecăreț care fuma marihuana se îmbăta, am devenit un elev foarte atent și hotărât, cu ambiția ca într-o zi să am și eu succesul creatorului jocului, din care am învățat atât de mult. Nu mi-amintesc bine primele câteva zile, dar îmi amintesc că jucam Cash Flow. Este un joc minunat care mi-a transformat concepțiile legate de bani într-o realitate ce mi-era necunoscută la acel moment, exprimând idei simple și geniale. Jocul mi-a deschis perspective neîntrevăzute anterior în viață. Mi-a dat un motiv pentru a merge la școală și dorința de a mă implica. De când joc Cash Flow, am intrat în Consiliul Elevilor, unde mă ocup de elevii din anii mai mici și le vorbesc despre ideile exprimate de joc. Am devenit președintele Congresului Tinerilor din Comitetul Marion, mi-am asumat un rol conducător în Academia de Finanțe, m-am situat pe primul loc la competiția de stat DECA, Departamentul de Educație și Cultural Affairs, și am concurat la nivel național. Am fondat un club japonez și BPA, Business of Performing Audits, la școală și mă ocup actualmente, în colaborare cu alți investitori, de construirea unui SI Community Center în propria comunitate. După cum puteți vedea, jocul mi-a dat un nou avânt spre succes. De asemenea, notele, atitudinea și stilul de viață mi s-au schimbat considerabil. Acum privesc nerăbdător spre viitor cu dorința de a învăța și de a învăța pe alții care doresc să afle ce știu eu. Uneori arunci un zar și totul se schimbă. Toate mulțumirile și lauda domnului Kiyosaki. Într-o zi veți vedea rezultatele activității dumneavoastră și sper să fiu unul dintre primii care vor dovedi că metodele dumneavoastră funcționează și funcționează bine. A devenit aproape un clișeu, dar îmi rezumă exact povestea. Un drum se bifurcă într-o pădure, am luat calea cea mai puțin circulată și asta a însemnat totul. Tot ce îi pot spune în replica acestui elev este, iată un tânăr impresionant. Sunt foarte onorat să aflu că produsele noastre au jucat un rol în schimbarea survenită în viața acestui tânăr, într-o direcție atât de pozitivă. Sprijinul lui Dev nu s-a oprit aici. Când a auzit despre lansarea jocului Cash Flow pentru copii, a devenit o altă idee inovatoare. Având deja un grup de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani ce știau să joace bine 101, a instituit un program prin care elevii de liceu au mers în școli elementare pentru a învăța jocul pe copiii de 7 până la 9 ani. Rezultatele au fost spectaculoase. În primul rând, învățătoarea de la școala elementară a fost încântată să fie asistată într-o după-amiază de vreo 8 elevi de liceu. Fiecare elev de liceu a jucat Cash Flow pentru copii cu 4 elevi de școală elementară. În loc de un pedagog la 30 de copii, raportul a fost de 1 la 4, iar rezultatele au fost spectaculoase. Copiii de la școala elementară s-au distrat grozav și la fel s-a întâmplat cu copiii de la liceu. Învățarea a fost mult mai personală și specifică. Atât elevii de liceu cât și cei de școală elementară au învățat mult mai mult într-o perioadă scurtă de timp. Profesorii prezenți au fost uimiți de atmosfera de învățare activă. În locul fundalului obișnuit de hârmălaie din timpul orelor se auzea sunetul bunei dispoziții și al învățării bine direcționate. Când jocul a luat sfârșit, copiii au strigat într-un glas: "Haideți să mai jucăm o dată!" O răsplată în plus. S-a mai întâmplat ceva, un lucru pe care nu constatasem. O răsplată în plus. La plecarea elevilor de liceu, copiii mai mici au fugit după ei și au îmbrățișat sau le-au strâns mâinile. Acești copii de școală elementară își găsiseră noi modele în viață. Spre deosebire de unii dintre elevii mai îndoielnici, cărora li se face în ziua de astăzi multă publicitate și li se acordă atenție, elevii sunt fierchezuiți, manierați, foarte inteligenți și interesați atât de educația lor cât și de viitor.
Când liceenii și-au luat rămas bun de la elevii de școală elementară, micuții își căutau noi profesori, spunându-și, poate, vreau să fiu ca ei. Comentariile liceenilor. Când i-am întrebat pe liceeni ce câștigaseră din acest exercițiu, comentariile lor au inclus următoarele. Am descoperit că îmi place să predau, mă gândesc acum la profesor ca la o posibilă profesie. Am învățat mult mai mult predându-le copiilor mai mici, când a trebuit să predau, am învățat eu însumi mai multe. Am fost surprins de repeziciunea cu care pot învăța copiii. Când ajung acasă, îi voi trata astfel pe frații și surorile mele mai mici. Citez aceste comentarii deoarece am fost uimit de maturitatea pe care o pot avea elevii de liceu. Creșterea încrederii în sine a copilului. Cheia pentru pasul al doilea o reprezintă distracția, joaca și trezirea interesului pentru deprinderea unor noțiuni despre bani, administrarea banilor și situații financiare. Examinând piramida învățării din diagrama următoare, puteți vedea cum procesul de învățare devine mai eficient. Un joc fiind un instrument pedagogic tangibil, el implică toate cele patru puncte ale piramidei învățării. Jocul le dau celor ce învață fizic o șansă egală de a învăța în raport cu copiii care învață mental sau abstract. Jocul e o implicare afectivă, fiindcă este amuzat și antrenant. Jocurile folosesc bani de jucărie în locul banilor adevărați, așa că greșelile sunt mai puțin dureroase, emoțional vorbind. Mulți adulți termină școala îngroziți de teama de a nu face greșeli, mai ales greșeli financiare. Jocurile le permit studenților de toate vârstele să facă greșeli financiare și să învețe din ele fără durerea pricinuită de pierderea banilor adevărați. Dacă sunteți de acord cu ideile lui Rudolf Steiner referitoare la transformarea de la 9 ani, atunci copil care știe că poate supraviețui din punct de vedere financiar, va fi mai sigur pe el și mai puțin dependent de ideea siguranței locului de muncă și a siguranței financiare. Copilul poate fi mai puțin suscientibil și să intre în datorii ca adult. Cel mai important este faptul că, învățând cum să își administreze banii și cum funcționează o situație financiară, copilul poate căpăta mai multă încredere în propria persoană, în pregătirea sa pentru confruntarea cu lumea reală. Jocurile sunt utilizate de veacuri. Cele mai multe jocuri ce pot fi cumpărate astăzi în magazine sunt jocurile distractive, dar de veacuri jocurile au fost folosite în scopuri educative. Casele regale obișnuiau să predea copiilor arta gândirii strategice prin intermediul șahului. Jocul era folosit pentru a-i pregăti pe prinți pentru posibilitatea conducerii armatei în timp de război. Și jocul de table a fost utilizat în predarea gândirii strategice. Am citit odată că regalitatea recunoștea nevoia de a exersa atât trupul cât și mintea, iar jocurile constituiau calea de exersare a minții. Regii vroiau ca descendenților să gândească, nu doar să memoreze răspunsuri. În ziua de azi, chiar dacă nu ne pregătim neapărat copiii pentru mersul la război, ar trebui să îi învățăm să gândească strategic când vine vorba de bani. Jocul de șah și jocul de cash flow se aseamănă prin aceea că ambele sunt jocuri fără răspunsuri. Sunt jocuri menite să vă facă să gândiți strategic, să vă planificați viitorul. Sunt jocuri la care, de câte ori le jucați, obțineți rezultate diferite. Cu fiecare mutare sau schimbare, strategia imediat trebuie să se modifice, astfel încât să aveți un plan pe termen lung. Jocurile îi ajută pe copii să vadă viitorul. Într-o zi, în timp ce juca Monopoly, tatăl bogat a făcut un comentariu interesant pe care nu îl voi uita niciodată. Arătând spre o latură întreagă a tablei de joc, a spus: cât timp crezi că ți ia să cumperi toate proprietățile de pe latura aceasta, să pui hotelul roșii pe ele? Și Mike și eu am dat din numeri. Nu înțelegeam unde vrea să ajungă. Te referi la joc? Nu, a spus tatăl bogat. Mă refer la viața reală. Au trecut deja 2 ore de când jucăm. Am, în sfârșit, toate proprietățile de pe latura aceasta și am pus hotelul roșii pe ele. Întrebarea mea este, cât credeți că ar lua asta în viața reală? Din nou aici cu mine am ridicat din numeri. La cei 11 ani ai noștri știam prea puțin cât durează lucrările în viața reală.
Ne-am uitat amândoi la latura tatălui bogat pe care turnau 6 hoteluri roșii. Știam că de câte ori ne apropiam de acea latură, aveam șanse să aterizăm pe una dintre proprietățile lui să plătim scump. Nu știu, a recunoscut în cele din urmă Mike. Cred că vreo 20 de ani, a spus tatăl bogat. 20 de ani, ne-am îngrozit mai și cu mine. Pentru niște adolescenți, 20 de ani părea o veșnicie. Anii trecute, a spus tatăl bogat, lăsându-se în următoarea lui lecție. Cei mai mulți oameni lasă anii să se scurgă și nu se apucă niciodată de treabă. Se trezesc deodată că au peste 40 de ani, sunt adeseori plini de datorii și trebuie să-și trimită copiii la colegiu. Așa că unii nu încep niciodată. Își petrec mare parte din viață muncind din greu pentru bani, înglobându-se în datorii și plătind facturi. 20 de ani, am repetat. Tatăl bogat a dat din cap, lăsându-ne să aprofundăm ideea. În cele din urmă a spus, viitorul vostru începe astăzi. Privindu-mă, a continuat, dacă faci ce face tatăl tău și anume se spetește cu munca pentru a plăti facturile, vei ajunge peste 20 de ani acolo unde este el azi. Dar 20 de ani m-am plâns, vreau să mă îmbogățesc mai repede. Asta vor toți, a spus tatăl bogat. Problema e că fac ceea ce au fost învățat, adică se duc la școală și apoi și au slujba. Acesta devine viitorul lor. Cei mai mulți oameni vor munci 20 de ani și nu vor avea nimic de arătat după atâția ani de muncă. Sau putem juca jocul acesta timp de 20 de ani, a spus Mike. Tatăl bogat a înconvințat. Băieți, este la latitudinea voastră. Acesta poate fi un joc de 2 ore, dar poate fi și viitorul vostru pentru următorii 20 de ani. Viitorul nostru este astăzi, am zis încet privind cele 6 hoteluri ale tatălui bogat. Tatăl bogat a dat din cap. Este doar un joc sau este viitorul vostru? O întârziere de 5 ani. În ghid de investiții am început cu întoarcerea mea din Vietnam și eliberarea din corpul pușcașilor marini în 1974. Îmi propusesem să-mi încep planul pe 20 de ani în 1969, anul în care am absolvit Academia, dar războiul din Vietnam i-a întârziat cu 5 ani începerea jocului în viața reală. În 1994, la exact 20 de ani după începerea jocului, am cumpărat împreună cu soția mea unul dintre cei mai mari dintre hotelurile noastre roșii și am ieșit la pensie. Eu aveam 47 de ani, ea 37. Jocul Monopoly mi-a permis să-mi văd viitorul. Jocul comprimase 20 de ani de educație în 2 ore. Jocul comprimase 20 de ani de educație în 2 ore. Avantajul pe care l-am avut. Cred că avantajul pe care l-am avut în comparație cu alți copii care au jucat și ei Monopoly a fost că eu am înțeles declarația de venit și balanța contabilă, adică situația financiară. Cunoșteam diferența dintre active și pasive, afaceri, acțiuni și obligațiuni. În 1996 am creat jocul Cash Flow ca punte între Monopoly și lumea reală. Dacă vă place jocul Monopoly și ați vrea să faceți afaceri sau să investiți, atunci jocurile mele constituie primul pas în procesul educațional. Jocurile mele educative sunt puțin mai greu de învățat și trece ceva mai mult timp până să le stăpâniți. Dar odată ce le-ați învățat, vă puteți vedea viitorul numai câteva ore. Situațiile financiare sunt fundamentale pentru bunăstare. După cum spunea adeseori tatăl meu bogat, bancherul nu mi-a cerut niciodată foaia matriculă. El mai spunea, unul dintre motivele pentru care oamenii au dificultăți financiare este acela că termină școala fără a ști ce este o situație financiară. Fundamentală în crearea și menținerea bunăstării este situația financiară. Aveți o situație financiară fie că știți sau nu. O afacere este o situație financiară. O proprietate imobiliară are o situație financiară. Înainte de a cumpăra un pachet de acțiuni la o companie, este responsabil să examina situația financiară a companiei. Situațiile financiare sunt fundamentale în toate chestiunile legate de bani. Din păcate, majoritatea oamenilor termină școala fără a ști ce este o situație financiară. Din acest motiv, pentru majoritatea oamenilor, jocul Monopoly este doar un joc.
Am creat jocurile Cash Flow pentru a învăța pe cei interesați ce este o situație financiară, cum este utilizată și cum își pot controla viitorul distrându-se în același timp. În următoarele pagini veți vedea situația financiară folosită în Cash Flow pentru copii și situația financiară utilizată în Cash Flow 101 și 202, jocuri pe care le folosesc în instruirea adulților. Veți observa, poate, că, deși ambele sunt situații financiare, una este cea mai potrivită pentru mintea copiilor. Jocul banilor. Pasul al doilea este o parte esențială a învățării. Este foarte important să învățați cu plăcere. E mult mai bine să învățați în timp ce vă distrați decât să învățați despre bani prin teama de a nu-i pierde. Nu toți părinții procedează însă altfel. În loc să lege subiectul banilor de amuzament și plăcere, le induc copiilor teamă și o atitudine negativistă. Cele mai frecvente certuri în familie se produc din cauza banilor. Copiii învață să aprecieze teama și supărarea cu bani. În multe cămine, copiii învață că banii sunt puțini și greu de obținut și trebuie să muncești mult pentru ei. Este ceea ce am învățat și eu de la părinți. În schimb, de la tatăl meu bogat am învățat că a face bani este o joacă, iar el se distra jucându-se astfel. Am ales să fiu să fac parte din obținerea banilor, un joc în viață, să mă distrez jucându-l. În următoarele capitole voi descrie pasul al treilea, care include exercițiile mai apropiate de viața reală sau poate ar trebui să spun de banii adevărați pe care îi puteți folosi cu copiii dumneavoastră pentru a-i pregăti pentru lumea reală.